În afară că cunoștea două limbi străine, bine, acum, înainte era o chestie, acum nu prea mai e, era foarte bine pregătit, foarte bine, două facultăți și ce vrea el tot, vrea să știm și noi. Deci, unde mergeam, unde, hai să vedem Louvre, să vedem tablourile la Roma, hai să vedem asta. Deci, un om cu care, într-adevăr, știai, puteai merge cu el oriunde. De la el aveai ce să înveți. Nu. V-a transmis, practic, o înclinație și spre educație. Dar cum să nu? Fără discuție. Fără discuție era un... Ne mai și ciocănea, ne mai bătea, dar... Ne bătea bine. Eu fugeam, ăștia mai stăteau pe acolo. Nu, când se enerva, ne troznea. Dar altfel, nu, fără discuție, fără... Om deosebit. Și Valentin Stănescu, și el ne-a fost antrenor, rapidistul, ne-a tinel. Na, el a venit aici, avea un talent, după aia îți dai seama și de antrenori ăștia. De exemplu, la Valentin Stănescu, avea talentul ăsta să te țină în jurul lui, fără să-ți dai seama cu vorbe, cu pescuit, cu... Da, te atrăgea, nu plecai în altă parte, stăteai pe lângă Nea Tinel.